Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, sunt Nicoleta Timaru și, așa cum v-am obișnuit și săptămâna aceasta, vă propun o emisiune. Dar de data aceasta, iată că e o emisiune altfel și voi folosi deseori, în cadrul acestei emisiuni, cuvântul frate. La ce vă gândiți când spun frate? Eu mă gândesc la ceva de suflet. Eu mă gândesc la cineva care mi este apropiat, cineva care îmi vrea binele și cineva care oferă tot ce are mai bun. Invitatul meu de astăzi este fratele Juan Barrera. Frate, bine ați venit! Și vă zic de la început, dacă voi spune părinte, să nu vă supărați pe mine. Nu, sunt deja obișnuit cu aceste aspecte. Bănuiesc că așa se adresează foarte multă lume atunci când vă privește și vă vede, da. Cu toate că, iată, până și vestimentația dumneavoastră ne arată că e ceva diferit. Haideți să le explicăm telespectatorilor noștri ce e cu această vestimentație, că aveți ceva deosebit față de preoți. Da, într-adevăr, este ceva deosebit pentru că nu prea este obișnuit pe aici. Dar asta este o reminiscență de bermea când am fost înființat în Franța de către Sfântul Ioan de la Sal. Vorbim despre Congregația Frații Școlilor Creștine. Așa, da? Da. Înființat în Franța, așa cum a zis, în 1680. Da, asta e data oficială de înființare ca atare, chiar dacă el e mai devreme. El s-a ocupat de ea după firotonirea lui cu 27 de ani, a început să intre în lumea școlii. Încet cu încet. Asta este o poveste foarte lungă. Vom reveni asupra ei. Să continuăm cu partea aceasta a vestimentației, care atrage atenția categoric. Da, dar asta pe vremea lui nu era niciun fel de deosebire, pentru că tot preoții și pe lumea, chiar și magistratura, folosea un fel de rabat, care a rămas, ea chiar și mai mare, dar la noi a rămas ca un fel de schiță pentru congregație. Și la început și nouă ne părea ceva ciudat, dar ne-am obișnuit, este ciudat doar pentru cei care ne văd pentru prima oară. Îmi închipui că Sfinția voastră lucrați cu copii și îmi închipui că le place așa să se uite la... Și nu știu de ce, mie îmi dă impresia unei cărți, să știți. Uitându-mă așa, zboară gândul la o carte deschisă, da. Care practic cred că ar fi cumva și viața fraților din această congregație, nu? Este, de fapt, activitatea dumneavoastră o carte deschisă? E, de fapt, menirea noastră și pentru care Sfântul Sfântător ne-a înființat este pentru a putea da o educație umană și creștină, tot împreună, celor tineri, dar mai ales pentru cei mai nevoiași, mai săraci. Și asta cred că se menține în lumea actuală, această menire. De fapt, ca să vă spun cu un exemplu, din cele peste 1000 de centre educative care noi avem în lume, 450 ceva sunt din genul acesta, ca și cel care noi avem aici la IAS, de pildă pentru copii orfani, în alte țări pentru copii de la război, în alte țări pentru copii sunt de la emigrație, etc., etc. În funcție de problematica fiecărei țări, nu? De suferința cea mai profundă care e în acea zonă. Și este o tendință actuală să ne inclinăm și mai mult, fără să se desen de o parte celelalte, ca și cum am spus înainte în conversația particulară, că avem și alte centre, de la grădiniță la universități, toate feluri, și de meseriași, etc., etc. Practic vorbim despre prezența acestei congregații în peste 80 de țări, da. Nu? Și o activitate adaptată în funcție de necesitatea fiecărei zone. Așa e. De pildă, noi avem și la... în această țară care este Pakistan, avem și școli acolo, chiar dacă majoritatea aproape absolută de elevi sunt musulmani. Și profesori, mulți dintre ei sunt musulmani. Dar totul noi oferim un fel de educație care ei știu că e pe o bază de filosofia umanistă creștină. Deci admite și aceste valori care nu sunt impuse, sunt oferite și sunt colaborează în măsură în care fiecare e posibil. Este ceva foarte frumos. Pe lângă această școală pe care ați menționat-o din Pakistan, știu că aveți în Betleem un centru universitar și mi s-a părut foarte interesant să aflu acest lucru despre congregație. E.
chiar atunci când au început aceste probleme să fie mai intense între palestinieni și statul Israel, mai departe, mulți dintre cei care doreau să intre la universitate nu aveau acces la partea israeliană, ca să spunem așa. Și atunci Papa a avut ideea de a înființa o universitate în majoritate pentru cei din Palestina, nu în exclusivitate, ca să aibă și ei acces. Și atunci a cerut fraților să aibă grijă, să se fie responsabile pentru această universitate, care este cu mai mult de 3.000 de studenți acolo și e foarte interesantă conviețuirea între ei. Chiar în anumite momente tensionate a pățit și ceva de intervenție de bombardamente și mai departe, care a pățit, dar în general merge bine. Am și avut acolo la Belen o altă școală pentru cei mici mai săraci. Da. Pe lângă activitatea din lume, haideți să ne întoarcem puțin și în România și să spunem unde activați. Știu foarte bine de Iași și de Pildești. Ce se întâmplă în aceste două locații? În bine, Moldova, zic. Acum suntem în Moldova, în Iași și în Pildești, care este la aproape 80 de kilometri de... Dar asta nu a fost prima noastră intervenție în România, care noi am venit în România în 1861. În perioada în care încă era un pionierat în această zonă. Exact. Și am avut școli din genul ăsta și la București, că au fost 3 școli, și la Craiova, și la Brăila, și la Satu Mare, și acolo în Oradea. Adică am avut... din partea congregației erau cam 40-50 de membri atunci și școlile funcționau foarte bine. Ca un fel de curiozitate, de la școala de la București, Sfântul Andrei a fost elev pe situl Anton Ducoviț între școlile de la Sfântul Andrei, da? Este în fotografiile noastre unul dintre cei care sunt în primul. Și în Pildești este un liceu teoretic? Pildești este un liceu tehnic. Tehnic. Tehnic, pentru că sunt cu două profiluri, unul de așa numite instalatori și altul este cu automatizare și nu știu exact numele corect, dar astea sunt cele două profiluri. Nu sunt mulți elevi, cam 130-140 este destul. E o cifră destul de bună pentru zona rurală, să zicem, nu? Și mai ales că este atmosfera în care se desfășoară această activitate foarte familiară și între profesorii. Noi tot mai cultivăm anume această atmosferă, că după aia și cu elevii, de asta noi îi numim frații, pentru că vrem să fim frații între noi, frații cu profesori și părinții și frații cu băieți. Cu această fraternitate de la care ați vorbit dumneavoastră la început, să fie deschidere, să fie apropiere, să fie ei, cum spunea Sfântul Ioan de la Sal, copiii să fie atinși în inima lor, că doar atunci va fi posibilitatea de a promova aceasta că ei au cel mai bun dintre ei, a scoate, da? Și raportându-ne la Iași, locul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, știu că aveți aici o casă de tip familial, nu? Unde îngrijiți și așa creșteți, practic. Pentru că prin îngrijire nu înțeleg totul. Prin a crește, cred că mă apropii foarte mult de carisma despre care ați vorbit, carisma congregației. Da, asta e, pentru ei este casa lor, pentru că de obicei vin din familie puțin risc de diferite motive. Și atunci autoritățile le încredințează pentru ca ei să aibă oportunitatea de a crește sănătos. Deci acolo este casa lor în totalitate. La școală se duc în diferite școli în oraș, dar după aceea vin acasă și acolo au hrană, au masă, haine, au acoperire, au viața între ei, au activități, tot. Până la ce vârstă pot locui în această casă? De fapt, dacă ei sunt doritori, pot continua și după 18 ani. Dacă nu, atunci trebuie la 18 ani să se integreze în viața socială, fie cu familie care... Dacă păstrați legătura cu acești copii și după ce împlinesc 18 ani? Sau e misiunea, vi se încheie când au împlinit 18 ani? E interesantă și asta. Mai ales prin Facebook suntem în legătură și aproape că suntem la curent cu unde este fiecare, ce se întâmplă. Doar mi se pare că unul sau doi au dispărut din orizonturile noastre
și ne bucurăm mult, și nu sunt puțini care au venit după ce au ieșit, au venit și cu soția, cu copii, ne-au vizitat, au vrut să arate unde au fost ei de copii, alții vin și ajută cu ceva voluntariat, alții vin și știind că e o casă care trăiește mai avele din donații, păi mai oferă câteva din posibilitățile lor, vine cu un sac de hrană, vine cu ceva foarte frumos. Iată diferite forme ale recunoștinței, da, nu? Da, pentru da. Ceea ce l-ați oferit da. În copilărie. În general, așa e, da. Cam, spune, între 80 și ceva de copii de când s-a înființat, au ieșit deja, s-au integrat în societate și în afară de unul, doi care vede cu mare grijă, adică îngrijorare că nu prea merge bine calea lor, de restul destul de bine. Da. Practic sunteți o familie acolo, o familie în continuă dezvoltare, o familie da. Care, așa cum vă zice și numele, e de fapt cu fraternitate și cu grijă față de toți cei, da. Toți membrii ei. Spuneți-mi dacă, nu știu, vreodată vi s-a părut că n-ați ales drumul potrivit și că... Eu? Da, personal vorbind. Nu m-am regretat niciodată. Am mai spus în alte întrevederi că la decursul vieții mele, cum se spune așa, pe la vârsta de 40 ceva de la criza acelor 40 de ani, mi-am și gândit la posibilitatea de a avea și eu propria mea familie. Dar asta a fost ceva ciudat, pentru că nu era refuzul la ceea ce eram, ci era o atracție la alta parte, care pentru mine era mai puțin cunoscută. Dar de câte ori mă gândeam, tot ieșea mai multă putere partea cu care am trăit și nu mă închipuiam totalitate la cealaltă posibilitate. Și totuși văd calea aceasta de a fi frate într-o mm-hmm. congregație cumva o cale de mijloc, adică n-ați ales nici preoția mm-hmm. nu? Și n-ați ales familia, ați ales cumva o cale de mijloc. Credeți că prin activitatea pe care o desfășurați în această congregație reușiți să cunoașteți mai bine familiile, nu? Mm-hmm. Sau ce ar trebui să fie o familie, pentru că de fapt sunteți familie pentru acești copii pe da. Care îi cunoașteți și puteți cumva să aduceți și lucrurile bune pe care le oferă preoția și împreună cu partea mm-hmm. de familie să fiți frate pentru cei care vă întâlnesc. Asta mi se pare că este un fel de gândire care nu este așa de rar, pentru că pentru unii care nu ne cunosc, o consideră ca fiind un fel de jumătate de drum spre preoție. Însă asta nu este situația reală și canonică în biserică. Este o viață consacrată. Nu spunem asta de pildă despre călugărițe, da? Exact. Călugărița da. Este în plinitate vocată, dotată spre un anumită misiune în biserică. Păi tot așa suntem și noi. Nu am ales să fim în slujba sacramentală cu... Nu, asta e necesar în biserică, dar alții fac această misiune. Dar a noastră, în biserică, trimis de biserică, pentru că asta e recunoașterea noastră canonică oficială, ne trimite să fim apostoli, să ducem Evanghelia în viața școlară, în viața educației. Nu numai prin activitate directă, ci prin investigație, prin publicarea cărții, etc., etc. Văd un avantaj în ceea ce spuneți, da. Pentru că astfel puteți fi mai aproape de oameni, pentru că, să fim realiști, oamenii privesc cumva preotul ca pe ceva superior, ceva poate de multe ori mai distant, nu? Dar prin activitatea Sfinției voastre puteți fi chiar aproape zi de zi de acești tineri și copii. Da, toate energiile noastre de la bunul început a vrut Sfântul Ioan de la Sal să fie toate energiile noastre 24 de ore din 24 pre această menire de a educa. Cum a început povestea dumneavoastră legată de a mea? A dumneavoastră legată de Sfântul Ioan de la Sal? Bine. Ce v-a atras prima dată sau ce v-a făcut să o luați pe drumul acesta? Da, este foarte ușor, pentru că ce atrage la un copil într-o familie de muzicieni? Păi tendința se absorbe și la urma urmei e foarte posibil să ajungă și el să fie muzician, da? Să facă ce vede, de fapt, asta. Nu? În familie. Păi așa s-a întâmplat și cu mine. Eu sunt într-un populație de la Antequera, lângă Malaga, în sudul Spaniei, care în anul 1944 Francisco Locustine au înființat acolo școală. Și la vârsta de 7 ani eu am intrat ca elevul al lor.
Atunci, acolo am fost cu ei 5 ani. Școala nu era mare, era, dar am 200 de ani și era foarte familiar, foarte. Acolo nu era un număr, era un număr cu tare și număr cu tare. Eram foarte familiarizat cu ei, fiind frați, să jucau cu noi, ne duceau la excursii, ne duceau la activități diferite. Și asta, fără niciun fel de gând specific, pentru că un copil nu prea se gândește multe ori, dar simte. Și aceasta mi-a fost pentru mine așa încât, când a fost momentul, uite, eu vreau să fiu ca și ei. Ceva natural, nu mă recunosc alte momente în care ar fi în mine ce să fac, asta sau ala, nu? Era o certitudine, deci dar nu era... Pentru mine era normal să fiu ca și ei. Și asta de la vârsta fragedă, când erați încă în școală? Adică s-a concretizat. S-a concretizat? Încetul cu încetul mai mult, până când a trebuit să mă duc deja la seminarul propriu, care nu era în zona noastră, și lângă Madrid. Și acolo am intrat la vârsta de 13 ani. Bine, nu era încă cu 13 ani. Acolo am urmat toate celelalte studii necesare, acolo am și făcut noviciatul după aceea, acolo am făcut și școala normală după aceea ca să mă pregătesc mai pentru misiunea de maestru, etc. Și după aia am făcut și făcut la facultate, etc., etc. Toate cele necesare pentru a putea desfășura cu toate garanțiile necesare această misiune de a fi profesor, profesor de religie și catechet. Cele trei împreună. Nu se poate desparți în noi aceasta. Cunoscând foarte bine atunci activitatea congregației, v-ați asumat faptul că este posibil să fiți trimis oriunde în lume? Face parte din angajamentul nostru atunci când facem noi, ca să spunem, să depunem voturi. Între formulele, între una dintre compromisele, mă ader, sunt în societate cu frații, pentru a fi trimis oriunde și pentru a face orice misar în credința, tot în scopul educației. De asta am venit și din Spania în România. Vorbim despre anul 1993, nu? Când ați venit 1993. Când ați venit în România. Iată, da. Sunt aproape 30 de ani de când... Da. Sunteți român, aș putea să zic, 28, nu? De fapt, în 28. Luna septembrie se vor împlini 28 de ani, da. Perioada în care ați activat doar în România și ați mers în Spania doar în vizită. Cum a fost adaptarea în țara noastră? Ușor. Eu cred că din temperament mă adaptez foarte ușor la acolo unde am și fost în alte părți. Am fost în nordul Africii, la o școală care noi avem acolo, 8 ani de zile. După ce când a fost nevoie de a merge la perioada de formare în străinătate, păi am fost și acolo, nu a fost probleme. Eu mă gândeam, când m-a propus fratele nostru provincial, noi spunem fratele vizitator, când a venit dintr-o zi, acolo unde eram, la Cordoba, și mi-a spus, uite, m-am gândit la tine pentru a da o mână de ajutor acolo în România. Și eu am deschis ochii, okay, stai puțin, că am auzit că acolo se cere oamenii cu o vârstă mai dinamică. Eu am deja 54 de ani. Nu, m-am gândit bine, cred că tu vei face bine acolo, dar totul gândește-te și mi spui peste 2-3 zile, pentru că dacă tu mi spui nu, trebuie să mai caut pe altcineva. Ce știați de România în acele momente? Ați auzit până atunci? Completez. Atunci m-am gândit, tu te-ai gândit, da, trebuie să mai caute pe altcineva. Da, nu-i nevoie. Mă duc acolo unde tu mi-ai spus și gata. Și în 5 minute am rezolvat. N-ați gândit-o prea mult? A fost, practic, da. Ați respectat angajamentul, nu? Așa e. De fapt, și asta m-am ați gândit făcut. Pozitiv, în momentul acela m-am gândit că asta a fost angajamentul meu și nu obligă, ei sfătuiesc, ei te o convorbire foarte matură. Da, așa m-am gândit și așa am fi făcut. Adică... Și cum de sunt atâția ani, 28 de ani, nu vi s-a propus să mergeți și în altă zonă sau nu, s-au gândit că acesta este drumul dumneavoastră aici? Aici a fost drumul meu. Mi s-a încredințat o misiune destul de îndelungată pentru că a fost vorba de primii vocații din România care s-au evit în de trei tineri care au făcut noviciatul la Viena. Cum au terminat perioada de noviciat, s-au reîntors în România. Și atunci superiorii mi-au spus, uite, tu vei fi cu ei la următorul
următoare perioadă de formare și eu am încercat să fac ce am putut să fac pentru a însoși cel mai bine și să fie o formare cât mai completă pentru acești frați tineri. Acum sunt trei români care sunt și ei frații școlilor creștine. Sigur. Unde activează? Unde își desfășoară activitatea? Unul este aici, iar este cel mai implicat în caminul acesta sau al casa de familiar. Este cel care este în contact mult mai direct și cu ei și cu autorități și mai departe. Eu mă ocup în general de casa, adică sunt superiorul casei, dar nu am această implicație directă și activă cu băieții lângă ei. Asta e unul. Alții doi sunt Vicențiu și Daniel, asta de aici se numește Iosif. Vicențiu și Daniel sunt de la școala de la Pildest, la centrul acolo. Unul dintre ei chiar este acum fratele nostru provincial. Tocmai se nevestește. Acolo este și fratele Jesus, nu? Mai cunoscut, să zicem, în dieceza noastră datorită activității în grupul Scout. Activitatea cu scoutistul a făcut că să fie mult mai cunoscut în diferite zone. Este și el acolo încă. El este și cu mai multă vechime, cu 30 de ani. Din 91 care au venit. A fost printre primii, nu? Da. După perioada dintre comunistă, cei primii care au venit au fost și el, și altul numit Francisc, și altul numit José Luis, sunt cei primii. Vă întrebasem ce știați de România în momentul în care vi s-a încredințat misiunea de a veni aici. M-a întrebat asta. Nu știa nimic, aproape nimic. Știați unde e pe hartă, sincer? Păi, de fapt, pe hartă, da. Dar mi s-a spus că trebuie să te duci la ea și nu știam, m-am dus de cum ai mersit de la întrevederea asta cu superiorul, m-am dus la biblioteca, am luat o hartă și am văzut... Să vedeți ce e și... Și să mă familiarizez puțin cu ceva care trebuia să fie al meu deja de pe mulți ani. Venind în țară, ați studiat și, nu știu, istoria poporului român, da. V-ați concentrat pe lucrurile am acestea? Am avut, primul an a fost în principal pentru a mă familiariza cu limba, pentru că altfel nu puteam face nimic față de copii, nu trebuia. Și atunci, chiar cu vârsta mea, m-am dus la universitate, unde veneau studenții din alte țări ca să facă un alt pregătitor pentru a intra la diferitele facultăți. Erau cam 4-5 luni de a se familiariza cu limba română și eu m-am așezat pe bănci cu ei și acolo am fost. După 3-4 luni, ei au început cu materiile deja specifice care trebuia să... Bine, mai departe atunci nu m-a interesat și m-am retras și am continuat. După aia m-am dus la Oradea, unde era și o altă comunitate de frații noștri mai în vârstă, care nu cunoșteau deloc spaniola. Atunci m-am dus acolo cam 2 luni ca să pun în practică încetul cu încetul ce trebuia. Și a fost foarte interesant pentru că a fost... Și ea me pune la curent puțin mai mult cu limba română. Și ea me pune și la curent cu istoria congregației, pentru că ei erau bătrâni și cuneau foarte multe din istoria frații în România. Și în același timp și cu istoria României ca atare, nu? Pentru că ei au trăit într-o perioadă foarte grea, mai ales timpul comunismului, și ei povesteau fel și fel de evenimente și unde au trecut, ce au pățit, și eu am absorbit, adică am torbit cât am putut de toate astea și sunt în realitate mirat de cât de oameni au fost și mariția au avut. Și lângă asta am și citit unele cărți de istorie ca să fiu puțin la curent. Nu prea sunt așa priceput la toate acestea, dar am vrut să fiu, să mă integrez cât mai mult cu poporul român. După aproape 30 de ani petrecuți în România, simțiți că aveți și ceva de român în firea dumneavoastră? Mai mult sau mai puțin în glumă, când eu scriu acolo la Trude din Antechera de unchiul nostru român. Este ceva de mai... Dar răspunde cumva la o anumită situație concretă, da. Mă simt bine, mă simt foarte integrat. Vă simțiți acasă, practic, da, nu? Da, e acasă aici. De fapt, este un sentiment foarte interesant. Când sunt aici, sunt acasă, dar sunt străin. Când sunt acolo acum, mă duc, sunt spaniol, dar nu sunt în comunitatea mea. Deci este un sentiment, cum se spune, de pelerinaj, care este foarte pozitiv. Mă face să mă simt cu această provizionalitate
că sunt pe pământ, dar nu este definitiv. Patria mea este mai departe și acum fac tot posibilul ca să fie îndeplinită voința lui Dumnezeu, dar acolo este patria mea. Foarte frumos spus, dar foarte interesant. Dar este un sentiment așa latent, care nu prea este conștientizat, dar când mă gândesc puțin, asta este realitatea. Da. Ați zis că vă simțiți străin și vreau să ne oprim puțin asupra acestui subiect. Da. Ce vă face să vă simțiți străin? E bine, numai decât gura mea se spune imediat, de unde sunteți? Păi, sigur că nu sunt în România, păi, e normal, pentru că și raiul, și accentul. Da, cu dar care... vorbiți foarte bine românești, adică n-ar fi asta o problemă. Ideea e dacă de fapt noi, da, noi cei de din zonă, vă facem vreodată să nu vă simțiți de al nostru. Nu. Nu, nu asta este. Știu eu, când mă duc la comparaturi, nu sunt de sar la punct cu toate detaliile care au române cu asta și cu asta, adică nu sunt cunoscător de toate aceste amănunte. Asta mă simt că prefer să vină cineva cu mine, că da, este ceva important, să vină cu mine, pentru că el este... Familiarizat complet cu tot ceea ce... Din genul ăsta mă refer, nu de că persoane se mi refuze. De fapt am vrut să aflu dacă ați suferit vreodată la noi simțindu-vă străin. Nu. Aici am vrut să ajung. Nu e vorba de asta, nu. Asta mă bucură, sincer, da. Pentru că ar fi păcat că plusul de valoare pe care îl aduceți prin activitate să fie răsplătit astfel. E ceva ce n-ar fi drept. Nu. Sentimentul acesta nu s-a evit la mine niciodată. E vorba de viața obișnuită în care știu că nu am avantajele necesare. Dacă eu mă duc, că se spune în Găseva, acum recent m-am dus în Spania în vacanță și am profitat pentru a face anumite controle medicale. Băi, acolo m-am simțit că știu unde se mă duc, este cunoscut, acolo doctorul Cutare este fost elev, etc., etc., și nu ai nevoie de cineva să mă orienteze, eu știu unde se mă duc. Aici, când e vorba de a face ceva, unde se mă duc? Băi, du-te acolo, s-ar putea că acolo ai... Aceste mici aspecte sunt altele, detalii nesemnificative, vom spune, pentru că nu vă afectează cumva emoțional. Da. O să vă rog să facem cumva un exercițiu și să, nu știu, să descrieți românii în 4 sau 5 cuvinte. Cum îi vedeți pe români, ca fire, ca fel de a fi? Prima mea impresie că a fost, după istorie citită, prima mea impresie că a fost o țară foarte bogată. Frații mei au povestit, frații bătrâni cu care am trăit, că în perioada interbelică, chiar și frații din România au ajutat pe cei din Austria, că din Austria au venit primii frații aici. Asta e prima. Al doilea, le simt foarte primitori și ușor de familiarizat. A treia, când am venit, unul dintre frații noștri care a venit predea și spaniola la facultate. Și ne povestea. Și a întrebat, tu de ce studiezi spaniola? Și a fost el surprins, pentru că e frumoasă, niciodată nu s-ar fi fost întâmplat această răspuns în Spania. Băi, pentru că am de gând să mă duc, nu știu, ceva banește sau nu știu ce, dar pentru că e frumoasă și acum vin să studiez spaniola, mi s-a părut ceva interesant. Altceva care m-a surprins în primele zile, multe persoane pe stradă, înainte de a merge la muncă, citeau ziarele. Cumpărau, citeau ziarele. Domnule, asta una este interesată, se vadă, se tire, se... Cam așa sunt diferite astea. Și, pe altă parte, și cred că este un fundal, nu știu dacă se pune cuvântul acesta, fundal sau... O bază. De religiozitate în poporul român, care este foarte de apreciat. Adică valorile spirituale, în felul în care fiecare le înțelege, sunt. După aia, trebuie mai mult sau mai puțin actualizate și, că spune, conștientizate, etc. Dar acest sentiment de religiozitate aici în Moldova, unde am trăit toată viața mea în România, este prezentă și mi-e place foarte mult. Credeți, totuși, că în cei 28 de ani de când sunteți aici, au apărut schimbări la poporul român și nu schimbări în bine? Păi am impresia că această deschidere spre alte posibilități economice, mă refer, au pornit o goană după aceste cât mai multe elemente materiale, nu? Atunci văd că în conversațiile care nu
la facultate sau la autobuz sau la pe stradă sau unde, te trezesc că au o conversație și de multe, multe ori este despre am banii, nu am banii, trebuie să, etc. Asta e ceva care mi se pare că poate s-a schimbat necesar, pentru că ieșind dintr-o perioadă în care situația economică pentru popor era așa cum era, acum au nevoie. Pe altă parte, salariile aici sunt, în general, foarte scăzute. Și dacă aceeași meseria, acolo este o posibilitate mai intensă de mai mulți bani, sigur că are nevoie pentru că familia trebuie susținută, etc. De acest aspect mi se pare că este ceva de genul ăsta. Cred că ați simțit direct toate lucrurile acestea, mai ales pentru că foarte mulți copii pe care i-ați cunoscut îndeaproape au avut părinți plecați, au rămas fără, da, fără această dragoste părintească manifestată emoțional. Da? S-a transformat cumva afecțiunea părintească în grijă materială, mm-hmm, și s-a omis partea de care un copil are atât de multă nevoie în dezvoltarea decât sa. Decât de cele materiale, de prezența lor și de să se simte siguranța cu ei, etc. Vă spun că eu am fost, de când aveam 20 de ani, am fost deja în fața unui copil la școală, nu? De 20 de predau. Vine că familia este întotdeauna la spate și vedea diferența între copiii în funcție de cum era familia. Dar m-am dat seama, mai ales aici în România, cu acest fel de copii cu care acum lucrez, cât de importantă este o familie unită. Adică poate săracă, nu? Asta nu face. Eu am fost o familie săracă, nu, asta nu e problema, dar era foarte unită. Eu sunt al nouălea dintre 9 copii din părinții care Dumnezeu să-i recompense, au făcut fel și fel de sacrificii. Dar un copil care are această siguranță cu mama, cu tata, etc., nu suferă așa de mult ca și acest copii, unii dintre ei mai ales, că nu au avut această posibilitate și vin la noi cu unele răni interioare profunde, care noi vrem să vindecăm cât de cât, dar rămân totuși cu o rană deschisă toată viața, cred. Totuși, cred că niciun caz nu este pierdut pentru totdeauna. Și dacă ajunge să convingi pe asta că este iubit, că are valoros, că și el poate, etc., asta nu e ușor, pentru că el vine cu convingerea că nu valorează nimic, că așa a fost și el, a face autostima, a face că el se vadă valorile sale și le pune în valoare, a face că el să se simtă familiarizat, că nimeni nu îi vrea rău, că tot punem binele, asta nu se achiziționează dintr-o dată. Trebuie o perioadă destul de lungă, 4-5 ani. Dacă este unul doar 6 luni cu noi, nu prea ajunge decât la suprafață. Și cred că mai poartă acești copii cu ei acea, nici nu știu cum să-i spun să nu sune urât. Ură e prea mult, poate. Acea durere și acea judecată, da, către părinții lor. M-ai lăsat, ai plecat și cred că cumva părintele din a fi primul pe care copilul trebuie să-l iubească și să-l respecte devine primul pe care copilul îl judecă și tinde cumva să-i reproșeze. Este o activitate destul de delicată. Avem și persoana psiholog care vine fiecare săptămână, sta de vorba cu ei care vor, așa pe rând. Și una dintre lucruri importante este să se împace cu părinții dacă cumva este și acest sentiment de ură. Se vadă că și părinții sunt persoane umane cu slăbiciunile lor și că atunci nu că vor greu, dar nu au avut alte posibilități cumva sau știu. Această împăcare nu întotdeauna se întâmplă, uneori da, mai târziu, etc. Alții probabil că nu ajung așa. Totuși, interesant, mi-am amintit că acum, și poate că nu are prea multă legătură, unul dintre cei care a fost cu noi, e deja plecat de mult timp, a fost un copil revoltat, dificil, dar avea o inimă bună. Și avem un personal angajat la noi că este extraordinar, extraordinar, și pe masculin și feminin. Și ele pun această compensație pentru copiii noștri care au nevoie de asta latura feminină.
și mi-amintesc unul dintre ei că atunci când el ia se lua rămas bun, cu lacrimi în ochi spunea: uite că aici am știut ce este o familie. Oi. Asta da mulțumire, nu? Asta da încununarea activității. Așa e, da, într-adevăr. Trebuie să mai abordăm un subiect care poate nu e, din păcate, unul care ne bucură. Știu că sunt tot mai puțini cei care aleg această cale de a fi, nu cea a preoției, dar să aleagă calea aceasta de a face parte dintr-o congregație. Și mi-ați spus înainte de emisiune că și faptul că sunt atât de puțini copii ar fi un motiv. Dar totuși, ce să le spunem celor care și-ar dori să vă urmeze exemplul, nu? Să-și dedice viața unor copii care se simtă ca o familie. Da, nu este ușor, pentru că, cum se spune, dacă tu matura împotriva vântului, e cam greu, nu? Se văd rezultatele, da. Este societatea ca atare, care nu a avut experiența acestei vieți consacrate de secole. Adică aici, în zona noastră din Moldova, viața consacrată masculină, fără să fie preot, aproape că nu a fost cunoscută. Totuși, este viața de plină. Adică cu toate... Și foarte dezvoltată în alte țări, da, nu? Da. Și atunci, pentru a putea fi atras de acest fel de viață, mai întâi trebuie să fie cunoscut. Că dacă nici nu suntem cunoscuți, cum se dea dorința de a se adera la noi? Cunoscut. Suntem acum doar în două localități. Una, Pildeste, care a produs așa de multe vocații la preoție, că nu știu dacă mai sunt băieți acum. Totuși. O comunitate catolică foarte puternică, e adevărat. Și aici suntem într-o comunitate catolică restrânsă față de populația totală a Iașului. Deci asta e o primă parte care este o mică piedică. Apoi, s-au prezentat unii care au vrut să orienteze spre viața consacrată. Și eu am primit acolo la sala de primire noastră, au spus, se vor, ok, tu mi-ai spus cu sinceritate ce cauți, eu trebuie să te spun cu sinceritate pentru ce noi suntem în această lume trimis de biserica la această misiune. Uite, misiunea noastră este misiunea de a fi profesor. Profesor în orice materie ar fi, cu toate diplomaturile necesare pentru asta. A fi profesor și de religie, și a fi cateheț, adică evangelizare. Pentru asta trebuie o pregătire destul de intensă, la domeniul teologic, la domeniul academic care e necesar. Eu, de pildă, am absolvit la fizică, nu? Bun, am masat cu matematica și fizică, după aceea cu profesor de religie, etc. Și trebuie să fie și familiarizat cu aspectele de viața interioară, de viața spirituală. Toate acestea cer ani întregi de formare. Și el mi-a spus, bine, eu vreau să fiu consacrat, acum nu sunt în stare de a mea apucat de asta, și s-a orientat spre alta, acum văd că face parte de alta congregație, dar în felul în care el și-a dorit. Ok. Până la urmă, trebuie să fie locul tău ca să poți să-ți desfășori activitatea acolo, altă să fii potrivit. Parte, altă observație care văd, după congregația noastră, aici în Moldova, au venit și altele. Ăsta fiind că au și posibilitatea de a fi preoți, au imediat avut vocații, cei care au vrut să adere lor. Ce înseamnă? Că tot în societate, la o familie, la o mamă, tingeste foarte tare să aibă un preot în familie, este o onoare, este și de desubt la posibilitate de că când voi fi de un mai bătrân, copilul acesta va fi și o susținere pentru mine. Toate aceste mestecate, nu zic că este și spiritualitatea, vreau să dau un fiu lui Dumnezeu în consacrare, etc. Sunt multe aspecte care toate stau acolo și toate acționează la fel. E bine, dacă în familie nici nu suntem cunoscuți, nici nu comentează că ar merita, păi atunci e greu un copil, așa, pe bune, ar fi, ui, mă duc la frații, cine sunt aceste frați? Că nu toată lumea, nici cei care conduc dintre autoritățile, autoritățile ecleziale, civile, înțeleg bine ce este viața, această viață consacrată. De fapt, este o altă congregație
tot asemănătoare cu a noastră, frații mariști, acum au o casă la Măuinești. Cred că suntem cele două congregații singure care suntem pe meleagurile acestea de Moldova. Mai trebuie mult timp ca să fim ceva. Chiar dacă mai trebuie mult timp, noi încercăm să facem pași, nu, în acest sens, și iată și motivul acestei emisiuni, da. Pentru că meritați să vi se cunoască activitatea și mai ales acum pe final de emisiune meritați un mare mulțumesc, frate. Mm-hmm. Trebuie să vă zic în numele României, voi spune, nu doar mulțumesc. În numele Moldovei, pentru tot ceea ce faceți pentru copiii români. Pentru toți copiii români și pentru toată dragostea pe care le oferiți. Și ca o ultimă întrebare, aș vrea să știu cu ce ați vrea să rămână poporul român de la această congregație. Trei aspecte pe care să le țină minte, ci să le implementeze în modul de viață efectiv. Cum să fac un rezumat? Uitați-vă, noi sunt trei valori foarte fundamentale care vrem să cultivăm în toți elevii din școlile noastre. Este valoarea de credință, este valoarea de fraternitate, este valoarea de slujire. Așa, unul spunea, părinții trimit copiii la frații ca să învețe și copiii iese de la școala fraților ca să slujească. Este o conversie interioară. Am avut și această experiență. A sluji nu se referă doar la aspecte bisericesc. Dacă este un copil care cu criterii creștine este și el medic, știe ce se facă, știe care sunt principiile, etc., cu care se ducă, cum facă bine, cum se dea anumite ore gratis pentru a face bine medical, dar tot face și sunt în genul ăsta. De pildă, Insule Filipine este o asociație de mai mult de 400 de, așa numim noi, Signum Fidei, că este o asociație aderată nouă. Sunt mulți dintre ei, au înființat un spital. Ei activează ca medici, ca de obicei, dar o zi pe săptămână, fiecare da gratis pentru a face aceste aspecte medicale. Iată cât de ușor e, nu? Sunt cât de ușor utile, s-ar putea face și la noi acest lucru. Aceste criterii creștine sunt prezent în viața lor și fac binele societății. Asta la medică, asta la avocat, asta la meseria, unde o fi. Păi asta zic că credința, pentru că viața noastră nu se înțelege fără Dumnezeu, nici n-a putea exista. Așa cum spune Sfântul Paul, în El suntem, în El slujim, în El ne mișcăm. Dacă El spune nu, dispare noi de pe pământ. Bun, credința. Fraternitate. Că la Revoluția franceză egalitate, libertate, și au spus și ei fraternitate, dar mi se pare că i-au uitat în ultima vreme această fraternitate care Papa acum insiste să fie reluată nu numai între persoane, ci și între țări, etc., etc. Și slujire. De asta mie e dragă această expresie a Sfântului Paul al VI-lea, care spunea că biserica este una, santa, sfântă, catolică, apostolică și cu șort. Adică este o biserică pentru a sluji. Frate, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sunteți o personalitate, voi spune, pentru o personalitate emblematică și un extrem de bun exemplu pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Să fieți pe bine! Dragi prieteni, a fi frate nu e a fi frate de sânge. A fi frate înseamnă slujire, fraternitate și mai ales credință. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Interviul săptămânii la RCIS FM.